Gândiți-vă ce este în mintea unui om sau ce este în sufletul unui om când vine medicul și îi spune că suferă de această boală cumplită. În momentul ăla deja îți pică cerul pe tine. În momentul ăla te gândești cum să supraviețuiești, cum să scapi, ce soluții să găsești ca să fii tratat și să poți să scapi de această boală. Și atunci vom face tot ceea ce înseamnă omenește posibil ca aceste investigații și aceste tratamente să fie gratuite, pentru că nu își permit oamenii, de exemplu, un tratament pentru cub PET-CT-ul sau mai o investigație cu PET-CT-ul ajunge undeva la 6.000-7.000 de lei o astfel de investigație. Ori nu este la îndemâna oricui să dai 7.000 de lei să faci o astfel de investigație și apoi alte și alte investigații și tot așa mai departe. Trei vești bune. Primul, există aici. Doi, este decontat de către casă. Și trei, avem specialiști. Iar ce spunea domnul Val Vulcu, să spun și asta, acest centru, pentru că avem norocul și suntem binecuvântați datorită unor oameni inimoși din Galați care au pus bazele unei facultăți de medicină la Galați și avem suportul, resursa umană asigurată, dar asigurăm servicii medicale pentru toate județele limitrofe și Brăila și Tulcea și Buzău și Vrancea și Vaslui, inclusiv oameni din Republica Moldova, din zona Cahului de peste Prut, vin la Galați să fie tratați și pe liste am văzut oameni chiar și din alte județe decât cele pe care le-am menționat eu, care vin aici pentru că sunt la ora actuală cerințe din ce în ce mai mari și nu reușesc să facă față, pentru că astfel de PET-CT-uri sunt doar în 4 sau 5 județe mari din România, iar de la Biași la București sunt 500 de kilometri și suntem singurul centru care are un astfel de aparat sau o astfel de aparatură care poate să trateze cancerul la nivelul european, la nivel de tehnologie nouă, acum modernă, astfel încât să nu mai fie iradiat tot organismul.